Mulți suporteri români ar face orice să ne întoarcem la glorioșii ani de altă dată. Suporterii suferă, indiferent de culoarea echipei lor. Iar noi le oferim suport. Sunt Aristotel Golescu și la centrul nostru observăm și tratăm suporteri din toate cele 5 stadii ale suferinței. Bun venit la Suport pentru Suporteri! Noul nostru caz ne duce în Cluj, unde, auziți, chiar era nevoie să urc și eu dealul ăsta? Acasă la Cristian. Aflat în stare de negociere față de echipa lui, care, deși ieșise din nou campioană, fusese iar eliminată din Cupa Campionilor. Cupele și faima lată. Modul lui de manifestare era un pic curios. Ce echipă am fost odată? Cristiane, e gata masa. De jucat prin lijnedor. Campionilor. No. Angean campionatul și din ligă eliminatul. Pot ce trebuie să acceptăm, că nu mereu putem. Dar era ora prânzului și starea lui începea să depășească fotbalul. Nu, asta e. Poate n-ar trebui să mai avem așteptări mari nici de la varza asta, cum o făceai odată. Poate dacă îți punea niște smântână, hă? Mă, omule, mai las de la tine. Negociem, amu? Negociem, pentru că... Diagnostic, stare de negociere mai puternică decât la un impresar de fotbaliști. Așa că l-am adus la noi. Uneori, terapia e o adevărată loterie. Cristian, citește ce scrie aici. No, 1907. 1907, mereu om fost puși pe fapte. Suntem clubul Clujului, faima argealului. No. Dar într-un final, contează că ne-am dorit mai mult vindecarea. Hai, no, gata cu cântecul ăsta. Tot grupez și ălea în care jucăm, amu. Sunt Aristotel Golescu și vă invit și data viitoare cu fanul unei alte echipe cunoscute la... Suport pentru suporteri. În stare de depresie. Bun, am râs, am glumit, dar acum serios. Cu toată regia, necăjirea fanilor e una reală. Mersi, prima ligă. Și săpând noi mai adânc, ne-am dat seama cum putem, aici, la Casa Pariurilor, să acordăm suporterilor suport. Ajutând jucătorii echipelor să joace mai bine, programul Suport pentru Sportivi sprijină fotbaliștii din Liga a doua, Casa Pariurilor, să fie mai buni pe teren. Pentru ca apoi și suporterii să se simtă mai bine. Intrați pe site și vedeți mai exact cum.